Astăzi o să facem ultimul care ia mâna de pe perechea de Adidas și în fine avem 3 perechi de Adidas care valorează 900 de euro, iar ultimul care va lua mâna de pe ele le va păstra pe toate. Îl avem pe Ianis, pe care le știți foarte bine de data trecută, care a ieșit pe locul 3, David aici, Daria, Mario, Luca și Andrei. Ei 6 vor concura pentru cele 3 perechi de Adidas și o să avem și diferite challenge-uri, dar momentan îi lăsăm să stea cu mâna pe perechi, așa că pregătiți mâna care vreți să stați, să aveți voi să stați cu o singură mână, doar pe aia o să stați până la final, nu o să aveți voi să schimbați. 11:58 în momentul de față. A început challenge-ul, hai să vedem cât stau, mă duc să dau drumul la GoPro în cazul în care trișează vreunul. Băi, băieții mei, avem deja 3 minute jumate de când stăm cu mâna pe cutie. Eu sincer nu mai pot, mi-a transpirat la palma, nu știu cum sunt colegii mei sau adversarii mei de astăzi. A trecut prima oră și am zis că după prima oră clar trebuie să începem să vă luăm telefoanele, da? Ei bine, o să faceți piatră perfectă de cu omul din dreapta voastră. Cine câștigă, păstrează telefonul și de pierde. Nu, una singură. Nu, mai frumos dacă sunt de acord. La spate? Nu, vino aici, vino aici. 3, 2, 1 și... Dă-ne telefonul, domnul. Gata? Primul telefon out. Ryan, păstrează-l. Hai, Mario cu Daria. Mulțumim de încă un telefon. Eu ți-l voi... dau și acum, îl dau de acum, fără să... Mi-l dai? Gata? Da, dar oricum, ca să și câștigi. Fac acolo cu colegul. Hai să vedem. Una, două, trei și... M-am pachetat. Da? Hai, de care mi-e să ne-aș fi un vapid la să fumez și eu, că nu mai pot. Bă, avem 3 telefoane, da? Ce facem cu ele? 3 telefoane, le punem deoparte, asta e. Câți bani facem pe astea? Chiar vă pune că facem ceva bani. Mai vă las o oră pe restul cu telefoanele și vi le luăm și la ceilalți. Băi, e ora 2 deja. Trebuie să lăsați toți telefoanele, gata. Nu mai gata. Sunt telefoanele la mine. Toți. Păi trebuie să-mi dai telefonul. Hai, Mario. Fane, poți să pui telefoanele astea acolo, pune-le lângă alea, doar dacă sună părinții le mai dăm telefoanele. Bă, îmi pare rău, dar mai am o ofertă pentru voi. Iese vreunul, vă dau un voucher de 100 de euro. De 100 de ron, de fapt, nu 100 de euro. Era bine 100 de euro, da, e de 100 de lei. Vreți? Nu vreți niciunul. Fiți atenți, atunci mai am o chestie pentru voi. Pentru voucherul ăsta, jucați obligata la coșul de basket, ultimul care rămâne păstrează voucherul. Ok. Hai, dă-i la coș. Da, Toma? Ok, da. Scuze. Da, tu ai pierdut șansa la voucher. Coș? Pe lângă. Pe lângă, nu? Băgam. Da, ai luat voucherul de 100 de lei. Ia-l tău. Ia bine, Ianis. Dă-i lui Ianis. Ia voi. Ia-l tău ăsta. Unde-l bag? Poți să-l folosești unde vrei tu, bagă-l în buzunar, oriunde poți să-l folosești la o comandă, ai 100 de lei voucher. Oricând. Poți să ieși acum ceva, dacă vrei, eu mă duc să-l iau, ți-l plătesc la casă și asta. Nu, nu acum. Nu acum, nu? Ne vedem într-o oră, băi, v-am pat. Bă, e 2:30, am zis în jumătate de oră, hai să le mai dăm un challenge, o să le punem niște întrebări, iar cine greșește o să ia o pereche, de fapt o cutie din asta în mână. Cum se numea Nike înainte de Nike, știi? Nu știu. Hai, dă-mi o cutie, dar vrei o cutie, da? Da? Ok, perfect. Zici mie cum se numea fondatorul Adidas. Pasă aceasta. Nu știi? Cutie, Georgescu. Nu știi? Să mor tu că nu știi. Mă jur. Dați-mi și mie, vă rog, o cutie de acolo. Știi cum se numea Nike înainte? Nici Nike, nu? Zim tu, cum se numea Nike înainte? Bine, ok, spun altă întrebare, da? Haide, mi se pare corect. Da? În ce an s-au lansat prima oară perechile de Air Force One? Air Force One 2007. Nu, ba da. Nu. 5, 4, nu știu, 93. 84. Bro, mai adu-mi și mie o cutie de aia, cere la casă o cutie de aia. Zim-o cum s-a numit fondatorul Puma, dacă nu știi la Adidas. Păi asta o știu eu, Vere. La Puma? Lasă-mă acum, dacă tot am pierdut, nu mai are niciun rost. Rudolf Dassler. Frasul ăla care a făcut Adidas. De la ce vine semnul de sus? Bifă. Nu, nicio treabă. Bă, voi nu știți nimic legat de Adidas, nici unul dintre voi, băi, sunt praf, efectiv. Ok, perfect, încă una. Aici la colegul, vino mai așa. Ia, vedeți-mă, pe aici, săracii. Ia, așa, apucă-te și cu asta. Da, fix toți. Bă, da, sunteți, cum să nu știți? Ia, dă și asta, Ryan, ne pune-le și pe alalt. Îmi pare rău. Hai că vă pun un timer. Hey Siri, set a timer for 1 hour. Gata, colegi, o oră stați cu astea, când sună telefonul, mai revenim. Și după ce la următorul challenge începem probele eliminatorii. Următorul, gata, eu o să iasă primul om dintre voi. Dacă nu iese vreunul acum, că scapă cutia. Așa mi-a ieșit data trecută. S-a zis Verzea că vrea să renunțe. Da, deci dat din faptul că asta am apucat să la antrenamentul de picioare, o să dau drumul la cutia asta. Îi dau drumul sau o pasez? Pot să o pasez, dar pare rău. Așa. Dau drumul la genoflexiuni. Câte? Hai, 50? 50. Haide. Una și le fac șterte. Două. Trei. Renunță și Ianis la cutie. Gata. Dă-o. Mamă, cum se simte. Hai, părule, fă 50. Hai că ți le număr. Fără pe genunchi unde păzesc cu fulecutioare. Una. Una. Ti. Trei. Una. Băi. Spatele drept. Două. Trei. Haide. Ia-mă la de pe asta. Foarte decent.
E de ce nu? Recomand acest eveniment. La tine cum e? Nașpa. Cum a fost Ianis? Preferai genoflexiunile? Da. N-a fost David băiat deștept? Că le-a făcut din prima? Și ia uite cum stai acum ca bossul cu mâinile în șold și eu am scut tine în mână. Și mai trec câteva minute și o să lăsați și voi cutia și băgați genul. Mai bine o să-ți dea cum a făcut fratele vostru. Mă dor și picioarele, dar e ok. Mai aveți doar 23 de minute și 33 de secunde. Revenim după ce se termină timpul. Hehehe și hehehe. Eu în continuare n-am nimic în mână, în timp ce ceilalți au câte o cutie. Destul de grea, adică nu foarte grea, dar știți și voi cum funcționează corpul uman cu cât ții ceva. Mai ales în această poziție, pentru o perioadă mai lungă de timp, poate este mai greu, ei au deja jumătate de oră și mai au încă jumătate de oră. Eu mi-am făcut pedeapsa, mi-am asumat, am fugit infecțiunile. Știți că e greu. Și ei sunt cu cutia în mână. Puteți să le lăsați jos, chiar puteți să lăsați jos cutiile, nu mai puteți, nu? Mă, uite de cum sunt toți cu mâinile. Are mâna fleașcă, efectiv. Vezi, nu înseamnă să fii băiat calculat, să bagi hap 50 de geno. Te gândești înainte. N-a fost mai bine cu geno, i-a zis Ianis. Păi a stat cu cutia în mână, că n-ați vrut genouri. Acum vă luați apă, vezi și voi o gură de apă după atâta timp. O să mergem să vă luăm de mâncare în curând. O să mergem să vă iau ceva de mâncare, ce decideți voi. Venim și cu asta cu mâncarea, dar îi mai lăsăm un pic acum, cât e? E 15:32, o să zic că îi mai putem lăsa încă jumătate de oră la ora 16, merg să vă iau de mâncare. Deci jumătate de oră mergem să le luăm de mâncare și revenim înapoi. De ora 4 și ceva când avem telefoane, deci cum te simți după 4 ore de challenge? Dăm clienții din bani afară. Nu mai am cuvinte să vă mai zic. Alte păreri? Nu mai avem baterie să vă zic. Avem. Le-am luat până la urmă 3 pizza, pentru că așa și-au dorit. Eu nu știu cum o să mâncați voi, eu o să vi le las aici. Poftă bună, băieții! Da, ce mâncați? Asta... Au terminat acum băieții de mâncat. O să mai luăm o pauză mică, adică o să mai lăsăm un pic să mai stea cu mâinile pe cutie și urmează să facem primul challenge eliminator, care o să constea în felul următor. Ei bine, avem această placă unde ei trebuie să nimerească cu săculeții ăștia mici de nisip. În faza ei o să facem două echipe, echipa roșie, echipa albastră. Una dintre echipe o să câștige concursul, echipa care câștigă concursul este 100% salvată. Cealaltă echipă, foarte bine știți, o să aibă un membru eliminat, o să vedem cum, probabil tot la joc cu săculeții de nisip la această placă, așa că hai să mai lăsăm jumătate de oră și după revenim. 5 fără 13 minute, deci zic că pe la 5 și un sfert revenim și începem challenge-ul, așa că hai să mai lăsăm să mai stea pe aici. Ce faci, mă? Salut, te-am venit să-i încurc pe toți. Stai un pic, acum facem prima probă eliminatorie. Trebuie să arunce cu săculeții, ne lasăm pe echipe. Hai să-i dăm, începeți echipa albastră, unu echipa roșie. Zici cine începe zbăr de la echipa albastră? De la echipa albastră, da. Tu ești prima. Hai, dă-i. Oh. 0 puncte, da, echipa albastră. Hai. Hai. 0. Mai e greu. End zone, ce înseamnă end zone oare? 0, trebuie să dai în aia ca să... Da, ok, hai, dacă niciunul dintre voi nu bagă în mijloc, acolo e egalitate, gen, ca să știți. Ok. Bă! Mai e una, da, la Mario. Nu, e 0, e 0 la amândoi. Acum decideți cât un om din fiecare echipă care să dea, da. Păi eu zic că aia care au nimerit. Da, care ați nimerit? Ok. Stai un pic. Bine. Deci, și-au băgat albastru, da. Deci albastru a câștigat, deci dintre voi trei o să iasă unul. Acum o să vorbesc un pic cu zbâr, să vedem cine pe care dintre voi trei, cum eliminăm de fapt, nu pe care dintre voi trei eliminăm, da? Eu îți las pe ăla cum stați afară. Așa zici, nu? Hai că revenim. Care e decizia? Facem Guess the Prize cu ei? Da. Hai, filmează tu. Deci faceți toți o poză neagră, cine e cel mai departe iese. E vreunul care vrea să iasă, mai am un voucher de 100 de lei. Vrea vreunul să iasă măcar cu 100 de lei? Să nu iasă așa pe degeaba? Așa ieșiți degeaba, să știți. Vă dau 300 de lei. Nici la 300 de lei nu vreți? Eu vreau refășia. Mai e, bro. Nu e un produs. E tot manechinul ăla. Cât valorează tot acel manechin? Fără manechin. Fără manechin. Manechinul tot. Tot nu pot să ridic pe aici. Prețul tău final, da? Ok. Da. Ăsta e prețul lui Ianis final. Prețul lui Verzea final. Ăsta aici. Ok. Prețul lui Mario final. Ok, deci astea sunt prețurile, da? 2250 Verzea, 1070 Ianis. Am pus tot, da? Cât e? 2043. Ce ne-a văzut mai puțin? Ianis, mă pare rău, iar ai pierdut, bă, nu-mi vine să cred, a doua oară. Bă, e a doua oară, că el a fost data trecută pe locul 3. Da, da. La următoarea, asta e Ianis. Îmi pare rău, Ianis, asta e. Hai. Bă, pare rău. Dar e voucher că n-a vrut. Are oricum unul de mai devreme. Da, are unul de 100 de lei de mai devreme. Băi, Ianis, iar îmi pare rău. Nu știu cum reușești de fiecare dată. Data trecută ai ieșit pe penultima, acum ai ieșit primul. Bă, îți mulțumesc mult. Am a trăit cu noroc. Da, băi, și cam asta a fost cu primul om eliminat. Mai avem încă 5 concurenți. Asta a fost primul. Da, păi îți dai seama ce vrei să fac. Mai scoatem un om acum. Pare rău, a venit zbur, ce să-i fac? A venit zbur, ce să facem? Ok. Oricum, dacă nu câștigi, la un moment dat ai fi ieșit. Dar dacă nu-ți rămâne pe talpă... Ați fost eliminați, da? Toți în același timp. Și dacă dați 2 piatră, foarte că hârtie. 3, 2, 1 și... Nu! Da, mă, da. 3. Nu pot să cred. 3. Bă, sunt 3. Ce facem la 3? Ăștia 3 mai dau.
Dar care au fost? Care au fost ăștia trei? 3, 2, 1 și... Ia! Mario! Mario! Ai, uite și la mâna din liță! Mario, pare rău! Mario, bate palma, te duci acasă, ai scăpat. Îi lăsăm încă 2 ore să mai stea degeaba și după venim cu sosurile și cu alea. Îi mai las 2 ore. Îi lăsăm 2 ore. 2 ore îi mai las. Mai avem un mega debate momentan. Băieții zic că Verzea a luat mâna. Așa ziceți, nu? Ce să zicem? Bă, nu găsim, adică și... Nu, asta nu e. Dă-i la ultimele, că știi cum e cu schimbările. Bără, tu ce zici? După toate problemele pe care le-am avut cu David, cu Daria, care au comentat, hai să ne uităm pe Go pro ăsta, pentru că m-am uitat și cu Zbâr mai devreme, am stat o oră, ne-am uitat și pe camerele alea mari și am văzut că nu a luat mâna, dar haideți să vedeți și voi exact despre ce este vorba. Aici este mâna lui Verzea, care se ține acolo, uite, fix acolo mâna, și aici este partea în care s-a pus jos. S-a pus jos, mâna este pe masă și de aici mâna s-a mutat direct pe masă, da? Ați înțeles? Faza e că el a luat mâna și a pus-o direct pe masă și a luat și apa în mână. Dar este o altă problemă. Ne-am uitat pe aceste filmări și am văzut că Verzea a stat jos. Și pentru chestia asta, Verzea, pentru că e acolo, o să trebuiască să facă încă 200 de genoflexiuni, pentru că le-am zis clar că n-au voie să stea jos, așa că mergem la Verzea să facă 200 de genou. David, ai stat jos, te-am mâncat, asta e, măcar n-ai fost eliminat, cum au vrut băieții. Cum am fost eliminat, vino în fața mea ca să mă vezi, să nu mă prind. Vrei în față, da? Și, una, și, două, am mai făcut 100 înainte. Nu mă interesează, ai 200 de fapt. Doar ca să știți și voi. Și... Hai. Hai mai repede ce vrei, ai stat jos să-ți asumi. Hai, ai stat jos. 5, hai, 7. Oh, 20. Am luat 3 săgeți de darts, avem pe băieții aici, fiecare o să spargă cât un balon, v-am zis, avem 6 baloane, din păcate, pentru că eu am pus baloanele astea aici în momentul în care erau toți 6 în concurs și în momentul ăla era cât un balon pentru fiecare. Trebuie să vă zic ceva, unul dintre baloane este gol. Și în ăla nu faci nimic, nu pățești nimic, nu faci o provocare. Da, primul, vreți de la primul? Da. Ce crezi că ai luat? Ce crezi tu așa că ai luat? Bă, e bine, mă, e bine. Ești nu bine? Nu e chiar așa bine, dar nu e nici rău. Trebuie să guși din sosul picant. Oh, top, dăm da? Picaia în coace. Geam. Hai, gata. Gata, bro. Stai, mănâncă-l, trebuie să-l mesteci, n-am ce să fac. Lasă-l picant. Hai, mă, că nu e rău. De vino mai aproape cu camera. Nu mai poți. Hai, bă, dureacu, pe bune. Așa mă și după mine? Ăsta nu e iute? Băi, de fiecare dată Mitsu n-a mai putut de la sus. O să ați văzut clipul cu Mitsu. De fapt, a, nu l-ați văzut încă. O să iasă și clipul ăla. Cum e? A, cum e? Gata, și-a spus cuvântul. Ăsta e al tău. E al tău, da? Cum stăm? A rupt-o, nu? Te-ți faci și tu 50 de genul. Hai, filmează-o cât le face. Dar de mai tare. Ăla care era gol. Da, n-ai avut nimic, ai scăpat, bă, ai scăpat. A scăpat de data, nu-mi vine așa. Cred. Hai, dă-i. Îi mai ținem? Reușesc, băieții mei? Reușesc. Fii atent. Trebuie să alegem o pereche din magazinul ăsta. Aleasă de Uțu, acolo de față. Adu-mi o pereche aici, te rog frumos. Trebuie să facă guess the price la ea. Adu-mi ce pereche vrei, scoate-mi prețul de pe ea, ține-l doar pentru tine, te rog frumos. Asta e perechea aleasă de tine, Uțu? Da. Te rog frumos, uite-te la ea, zi cât crezi tu că costă perechea asta. Vă arăt vouă mai întâi cât costă perechea. Are o marjă de 50 de lei. 50 de lei în sus, 50 de lei în jos. Hai să vedem. 5, 4, 6, 3, 600 de lei. Bun. 630. Bravo. Nu trebuie să mai stai o oră cu cutia de Timberlands în mână. Verzea, e rândul tău acum cu săgeata de darts, dar până atunci așteptați că trebuie să mai aducem baloane ca să le punem aici. Hai că ne-am întors, am revenit după program. David, e rândul tău, dar e asta ta, spargeți baloanele. Hai să te văd. E s-o să moară! Da, să moară, mama, nu-mi vine să cred! Uitați-mă puțin! Nu-mi vine să cred! Nu cred că e prea bine, nu? De data asta punem dublu, că e a doua oară la tine, îmi pare rău, n-am ce să-ți fac. Dublu de data asta, take it. Hai că se poate, hai că se poate. Bă, v-a scăpat de sosul ăla, e o nenorocire pe bune. Băi, bine camera, rău! Camera. Mamă, nu mai poți. Bine rău pe bune, hai voi stai și tu jos 5 minute. Yes. Te aștept, Toma. Da, și aia George spune că... Dacă zic că plec acasă, că să mor de plec acasă. Nu plec acasă. Bă, e 50%. Te las pe tine să citești. Și atât de... Hai să vedem ce se întâmplă, unul dintre voi doi iese orice ar fi. Puneți mâna la spate și arată. Ok, decide. Ok, stai, decide. Stai. Decide. Gata, da? V-ați arătat, da? Zi, Șerbane. Foarfece. Zi. Piatră. Ai ieșit. Bă, gami, ești pula. Hai, plecăm acasă. Pare rău, chiar îmi pare rău să știi. Mie chiar nu, îmi pare rău. Nu-ți pare rău, nu? Îți dau un voucher de 300 de lei. Da? Da, o să ai din partea noastră un voucher de 300 de lei pe care o să poți să-l cheltui în magazinul celor de la... Bă, îmi pare rău.
Băi, până la urmă l-am prins și pe Petrică. Bă, arată de Mystery Box. Ce vrei? Vrei tech? Tare? Ăsta alb așa? Bine, bine, bă, bine. Hai, hai că am trecut de sneaker shopping. Fii atent. Tu ai Mystery Box ăla, da? Am un iPhone. Am un iPhone full box. N-am încărcător la el, vreau să scap repede. De asta. Bă, fiți atenți. Noi o să-i punem acum să aleagă dacă vor Mystery Box-ul ăsta și să iasă vreunul dintre ei ca să nu mai stea deloc. Dacă nu vor chestia asta, o să trebuiască să facem un challenge pe care îl decide Petrică pentru ieșitul de acolo, da? Pentru da. Cine ia ăla, da? N-am înțeles nimic, oricum, lasă-mă că am și da, hai. Hai acolo, hai de Mystery. Care la alege e regele. N-aveți voie să plecați să nimic. N-aveți voie să puneți un apel decât să vă uitați. Ăsta e Mystery Box-ul pe care vi-l oferă Petrică. E aluminiu, e 100% calitate. Păstrați și el interior dacă vreți să ieșiți acum. Poți să pui ladă, poți să folosești ca ladă, poți să pui. Am stat până acum, am îndurat, am fugit pe și am mâncat sosul. Am vrut numai să-mi fac manevre. Cum să dau înapoi vreodată? Cine mă știe pe mine? De câte ori am dat înapoi vreodată în viața asta? Facem guess the pair, legați la ochi. Vă leg la ochi și trebuie să ghiciți ce pereche aveți în mână. Cine nu ghicește, e out. De fapt, nu e out, păstrează ce e în asta și e out. Adică, stați așa. Dacă n-au acum, vrut, ia-uți regulă, ia-uți regulă. Știște toată lumea. Care are chiloți al pe el afară? Facem pentru asta, vă leg la ochi și ghiciți perechea? Cum vrei tu? Da? Da, așa o să facem un joc. Așa dorești, azi. Nu mai urla că se uită toată lumea la noi pe aici, mi-e rușine. Hai să facem guess the pair, pune tu alegi perechea, eu plec dacă vrei, n-am ce treabă. Păi și după eu să știu perechea. Păi pa lui și el ți-o alege ție și așa mai departe. Uțu, vorbește te rog cu ea, să spună la ureche ce pereche să aduci ca să ghicească el la guess the pair să nu se știe deloc perechea, te rog frumos. Colega e mega suspicioasă. Tocmai ce am fost blestemat că i-am zis lui Uță Uțu, îmi pare rău, sincer. Ok? Da? Nici mama nu-i ghicea, hai dă-i! Gen cine pierde acum ia ce-i în cutie. După material iar. Ăștia e ceva Adidas, 100%. Așa. Dar mai departe nu m-a ajutat Adidas. Așa. Adidas negri, ultra ceva sau super ceva. Așa, continuă, nu știu, zim tu. Super șmeche, super tari. Ba, am ghicit ce e sau nu? Am ghicit ce sau nu? E Adidas sau nu? Vă rog eu frumos ziceți. Doar Adidas e, dar mai departe nu e. Ultra șmecheri. Ultra nu tari. E, nu e bro, nu e, nu e. Deci am pierdut, ia nu? Mâna. Cum ar veni? Ia mâna, ia mâna, hai ia mâna. De pe cutie? Da. De ce? Ai pierdut. Gata? Da. Poftim. Am mâna, mâncavaș vreau după 9 ore. Cât e ceasul? Dați-mi un ceas, vă rog eu. Blatul nostru pe care l-am făcut cu verzea. Ia, băi, zi de blatul ăla. Mă nebunit ăsta, nu? Eu lucrez cu Dumnezeu, mă, ca să știți și voi. Dacă Dumnezeu a vrut să iau cutia asta, eu o să o iau. Ia fii atent. Adică fix ce-mi doream, da? Dar știați foarte bine ce e în cutie. V-am zis de două zile pe story, le zic, bă, o să avem perechi, o să avem perechi de Air Force One. O să avem perechi de Air Force One. Eu nu înțeleg, deci eu nu înțeleg de ce n-ați vrut. Îți luai și o pereche de ăștia dacă erai fătă de ăștia atunci alegi. Știi, aveai și Air Force One și o pereche. Asta e 600 de lei. Mai e și un meniu de la McDonald's, că nu mai este nimic în jur. Nu mai avem nimic. Ăsta ultimul care ia, nu mai e absolut nimic. Da? Asta este tot. Acum este pur norocul vostru ce faceți mai departe. Petre, hai că am un sos pentru tine. Dau de fapt direct. Dau mai direct pe limba. Hai de limba. Bă, vă omor. Vă crep în două, bă. Bă, m-ați luat la mișto cu aia, dar simt ceva că... Intrai, uite, bă, să mă arăt familia mea. Mi-ar de căile respiratorii. Mi-ar de căile respiratorii, vă omor. Mă fac cu aia, dar în tot bacul. Avem 5 întrebări pentru fiecare dintre ei, le-am scrise chiar aici. Hai să vedem, da? Cine este designerul din spatele Air Max? Nu știi? N-ai nici cea mai vagă idee. Kanye West. Kanye West? Mi-a scăpat de făcut ceva. La Air Max. Kanye West. N-am crezut. Niciodată, bă, Air Max-urile sunt din 85. Mai bătrâne de 85, cred că aberez eu cu 85. Tinker Hatfield. Cum se numesc fondatorii Nike? N-ai niciuna din 5 până acum, ai 0 din 5. Ok, îți zic și cum se numesc Phil Knight și Bill Bowerman. Ăștia așa se numesc fondatorii Nike. Dar de unde vrei mă să știe cum se numesc fondatorii Nike? Hai una mai ușoară, da? În ce an s-a lansat prima pereche de Jordan 1? Hai că dacă nu știi asta, jur că e varză. Hai, n-ai cum să nu știi, pe bune. Nu știu, adică... Când s-a lansat prima oară perechile de Jordan 1? 1985. Bravo, uite, măcar are un punct acum, deci are un punct și două greșite, da? Hai să trecem la următoare. Care a fost primul model de Yeezy released împreună cu Adidas? Cifra mă interesează, trei cifre. Primul model. E sigură că 350-urile sunt. 750-urile. Și mai are o întrebare. A ghicit una din patru. Stai un pic. Bine, ultima întrebare până tu. Poți să-i pui ce întrebare vrei tu. Care este diferența dintre o barză și o capră? Nu zic. Păi care e? Păi, nu, asta e ca întrebarea aia, de când ți-o puneau când erai mic și tu răspundeai ca un copil, așa. Știu, dar nu spun, gen. N-am zis că știu cam un dan, prefer să nu zic. Păi, de ce? Păi, m-am mulțumit cu unul din patru. Bine, lasă, se mulțumește cu unul din patru. În ce an am apărut prima pereche de Air Max și mai exact Air Max One? Întrebări de cultură generală de partea asta, da, de frate, voi faceți resell și vă place chestia asta și nu știți efectiv chestiile astea? Păi, nu face frate, îl pui să facă viața în viața mea. Da, 87, 1987. 1987, prima pereche de Air Max One lansată, design by Tinker Hatfield. Care a fost prima companie de sneakers care a produs Adidas doar pentru skate? Vans. Ok, ai două, nici nu mai avem ce să facem, nu? Ok,
Gata? Mai poți? Nu-ți mai simți mâna, nu? Îi tremură mâna, uitați-vă puțin cu îi tremură mâna. Ia uitați-l și pe Mario, Mario de la Hugat Bars. Mario, el este câștigătorul de azi, gata! Poți să iei mâna aia, gata! Nu mai poți, nu? Lasă mâna! Bravo! Bravo! Bro, bro, astea sunt. Fii campion! Băi, am avut probleme rău de tot, a rămas fără carduri, a rămas, am filmat 300 de giga astăzi, suntem de la ora 11 aici, am început să filmăm la ora 12 și este ora 21 și 47 de minute. 9 ore și 47 de minute ai stat cu mâinile tale. Cum te simți? Sunt toate obosită. Păstrezi vreuna dintre ele? Da. Pe care? Îți plac ăștia de sclorofilurile, nu? Bă, și cred că cam asta a fost. Dacă vreți să mai vedeți clipuri de genul în magazinele celor de la Bas, știți foarte bine, folosiți codul Georgescu pe site-ul acestora. Iar de acum, gauză că Emilian de acolo de pe spate, frumos, drăguț cu voi, ghiciți ce, a băgat codul și la produsele reduse de pe site, așa că de acum puteți folosiți codul Georgescu la toate produsele de pe site-ul celor de la Bas. Dar, fraților, ca de fiecare dată, nu uitați de like, share, comment, subscribe, toate alea rele, nu uitați să dați follow pe Instagram la Georgescu. Ia zi un Instagram aici, dacă ai pagină de research, spune. Na. N-are pagina, zine Barajos, Time, Barajos, Andrei, Barajos Barajos, Barajos, da, fraților, eu am fost Georgescu, ne vedem data viitoare, v-am pupat, pa!